Județul Buzău va avea anul acesta un buget mai mare cu 10 milioane de lei decât în 2017. Proiectul bugetului propriu a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean și se află în dezbatere publică până la sfârșitul acestei luni, așa cum prevăd legile în vigoare. Luna viitoare urmează să fie supus aprobării consilierilor județeni. Dacă e să-l privim în oglindă cu bugetul care a fost anul trecut, anul acesta este un buget cu 10 milioane mai mare decât bugetul din anul trecut. Deci anul ăsta vom avea un buget consolidat la nivel de Consiliu Județean de 231.474.000 de lei. Banii vor merge către dezvoltarea infrastructurii rutiere a județului, către rețeaua medicală, dar și către instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean. Sume importante din bugetul anului 2018 vor fi alocate Direcției de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului. Vor fi de asemenea bani pentru investiții noi, precum un bloc de locuințe pentru medici, dar și reabilitarea unor drumuri importante. Mă refer la reabilitarea unui drum județean, Buda, până la granița cu județul Vrancea. Deci este un lucru important că acest drum a fost reabilitat de la Râmnicu Sărat până la extremitatea comunei Toplicen și începutul comunei Buda, deci va fi reabilitat în totalitate de la Râmnicu Sărat până la granița cu județul Vrancea. Din fondurile proprii ale Consiliului Județean vor fi realizate covoare asfaltice pe 50-60 de kilometri pe mai multe drumuri județene. Proiectele aflate în desfășurare vor primi finanțare din bugetul pe 2018, dar și activitățile sportive și, desigur, evenimentele dedicate centenarului. Luna viitoare, consilierii județeni vor fi convocați într-o ședință pentru a vota proiectul de buget aflat zilele acestea în dezbatere publică.